Om cel mare, seamăn pe lume nu are, decât numai mândru soare, decât numai mândru soare. Din Suceava când el sare, pune dreptul la hotare, hotare, ca un zid de apărare, ca un zid de apărare. Lumea-ntreagă stă-n mirare, țara-i mică, țara-i tare, și dușmanul spor nu are, și dușmanul spor nu are. Lumea-ntreagă stă-n mirare, mirare, și precum în cer nu soare, nu soare, așa-i Ștefan, Domn cel mare, așa-i Ștefan, Domn cel mare. Brațul său fără încetare bate hoardele tătare, brațul său fără încetare bate hoardele tătare. Bate tuci în fuga mare, mare, bate tuci pe smecălare, călare. Așa-i Ștefan, Domn cel mare, așa-i Ștefan, Domn cel mare. Solie de la preamăritul șah al Persiei Uzun Hasan. Hasan, fiul lui Ali, fiul însuși al lui Osman, adresează marelui și preamilostivului domn al țării sale, voivodului Ștefan, stăpân al întregii Moldove, multe salutări izvorâte dintr-o inimă cinstită. Să știi că Isaac Beg este trimis iar de noi, pe lângă înțelepții principii ai creștinilor? Vom da cetire soliei preamăritului Uzun Hasan, șahul turcoman al Persiei, în fața sfatului țării. Mărită doamnă, despina Teodora Trebizondei, prefericită soția preamăritului Uzun Hasan, vă trimite această scrisoare. Mulțumesc solului pentru veste. L-aș mai ruga să-mi spună dacă vara noastră este în deplină sănătate. Preamilostiva Teodora e sănătoasă, dar foarte îngrijorată de luptele grele pe care le duce preamăritul ei soț cu Mahomet Sultan. Măriei tale i-am adus leacuri bune pentru rana cea veche de la gleznă. Mulțumesc, doctor Isaac. Spune-mi acum, care-i scopul soliei tale? Înălțate, domn! Puternicul meu stăpân îndeamnă iar la luptă țările apusului. Acum este ceasul să-l lovim pe Mahomet, că cel sângerează în Asia și șlinge rănile și nu știe cum să-și împlinească iar oștile împuținate.
Se știe că noi l-am lovit pe Mahomet după înțelegerea avută, scoțând cealaltă țară românească de sub ascultarea sultanului. Se știe că Maria ta l-ai scos din domnie pe Radu Vodă, prietenul lui Mahomet, și că i-ai luat întreaga familie ca ostatecă. Dacă toți principii ar înțelege rostul lor ca Maria ta, atunci steaua lui Mahomet ar asfinți pentru totdeauna. Rostul meu, prietenii Isaac, este să lupt împotriva oricui pentru apărarea ființei acestei țări și a poporului său, așa cum au făcut-o înaintea mea și ceilalți voivozi români. Nu uit însă să dau slavă celui atotputernic și sprijin cu sabia tuturor acelora care se vor împotrivi lui Mahomet Sultan. Ceilalți principi au alte gânduri. Ei se sfădesc, se împung și se taie. Se pare că totuși au simțit primejdia urdiilor otomane, că ne-au promis ajutoare. Doamnă? Vești bune de la Despina, Teodora? Ca totdeauna bune, Maria ta. Vara noastră se bucură încă de dragostea soțului ei. Marele Uzun Hasan îi îndeplinește toate dorințele. E o dojană împotriva mea, doamnă. Știi bine că eu nu am bogățiile șahului Persiei. Nu, stăpâne, nu este vorba de daruri. Atunci de ce? Ai avut, Maria ta, vreo dorință pe care eu nu ți-am îndeplinit-o? Spune, te ascult. Stăpâne, aș dori să îndepărtez de la curtea noastră pe doamnele lui Radu Vodă, pe care le-a adus din țara muntenească. Pentru niște ostatece ca ele, este mai potrivit ca să stea la o cetate sau la o mănăstire sub pază bună, așa cum se cuvine unor dușmani ai Moldovei. Dar, doamnă, muntenii nu sunt dușmanii noștri. Sunt tot români ca și noi. După mamă, răposata doamnă Oltea, și eu sunt muntean. Atunci, de ce ați dus război cu muntenii? Doar nevrednicia lui Radu Vodă, nepotul nostru de vară, sluga lui Mahomet, m-a silit să intru în cealaltă țară vecină și soră și să-mi scăunesc la București un domnitor care să lupte alături de noi împotriva otomanilor. Dar eu n-am nimic cu cele două doamne. Unele jupânese însă aruncă tot felul de vorbe. Ce fel de vorbe? Pentru Maria ta nu e greu să le afli. Maria ta, au sosit neguțătorii din Brașov. Să mai aștepte. Să poftească la mine doamnele lui Radu Vodă. Doream să aflu dacă vă simțiți bine aici, la curtea noastră. Ne bucură că Maria ta și-a adus aminte de noi. Mie îmi place aici, la Suceava. Sunt unele jupânese care nu le văd cu ochi buni. De ce suntem noi vinovate pentru faptele soțului nostru? Poate e mai bine, pentru o bucată de vreme, să vă duceți la curtea domnească de la Hârlău sau de la Botoșani. Ca ostatice ne vom supune poruncii Măriei tale. Dar, stăpâne al nostru, oare asta să fie răsplata pentru ocrotirea și sprijinul pe care le-ai avut cândva de la unchiul acestei copile? Erai pribeag ca și noi când Vlad Țepeș, domnul țării muntenești și bunul prieten al Măriei tale, ți-a dat adăpost la curtea sa. Te rugăm totuși, Maria ta, să ne mai păsești un timp, până când starea sănătății ne va îngădui să părăsim Suceava. Da. Aici, la malul mării, arșița verii va fi mai blândă. Clădirea, însă, mi se pare neînsemnată pentru reședința împăraților lumii. Prealuminate împărate, nicăieri în lume nu veți putea găsi... foarte bine, viclene, că dogele Veneției și papa de la Roma au palate mult mai frumoase. Dar poate că e mai bine să nu cheltuim bani aici și să ne ducem noi acolo. Dacă înălțimea voastră ar încerca să cucerească Italia,
Întreaga lume creștină se va ridica în apărarea ei. Ascultați-l pe Benedetto de ei. Vorbe de șarte, senior Benedetto. Despre ce ajutor poate fi vorba când mie, cel mai mare dușman al creștinătății, anticrist, cum îmi spuneți voi, îmi dai tu, cetățean al Florenței, informații militare asupra Republicii Venețiene? Veneția este cel mai mare dușman al Florenței, înălțimea ta. Pictorul Constanzo da Ferrara, ce caută la curtea mea? Spune-mi, Constanzo, cine te-a trimis la mine? Majestatea sa, regele Ferrante, al Neapolului. Stăpânul meu ar dori să vă ofere, în semn de omagiu și prietenie, un medalion cu ilustrul chip al înălțimii voastre. Dar Soliman Pașa, dar marele vizir Mahmud, chiar tu, George Amiruțes, dascălul meu de istorie și de filozofie, n-ai fost mare dregător la curtea lui David Comnenul de la Trebizonda? Și mai toți fetnicii mei, nu sunt ei creștini renegați? Eu nu, stăpâne. Eu am fost un biet evreu la Gaeta. Mândria islamului, vestiții mei eniceri, sunt toți copii de creștini. No. Asupra voastră, a creștinilor, apasă blestemul învrăjbirii. Vreau ca întreaga lume să fie o singură împărăție, cu o singură religie și un singur conducător. Preamărite, Hans Schwarz ne-a adus planurile unor cetăți din Ducatul Bavariei, făcute de aceiași călugări catolici. Din Moldova n-ai primit nimic? Mărite stăpâne, am căpătat de la un boier moldovean, fugar în Lehia, planul Sucevei, cetatea de scaun a Moldovei. Aduceți harta cea mare! Soliman se află la Scodra cu 80.000 de oameni. După cucerirea Scodrei, trecem Adriatica, debarcăm la Brindizi și de acolo, cu voia lui Allah, la Roma. Pentru asta am nevoie de liniște la hotarele de miază noapte. Vedeți voi? Abia atunci o să avem nevoie de achingii lui Alibeg. Lui Ștefan îi trimit chiar acum solie la Suceava. Îi cerem tributul pe ultimii 2 ani și cetățile de la mare. După ce luăm și Cafa de la genovezi, întreg negoțul dintre răsărit și apus va fi în mâinile noastre. Asta-i tot ce-i cer lui Ștefan deocamdată. Solia sultanului Mahomed! Eu, Mahomed al doilea, fiul al lui Murad, trimis al lui Allah pe pământ, domn al domnilor lumii, stăpân al tivelor omenești, rigă al rigilor, împărat de apus și de răsărit, cel ce binevoiește a da tihnă sau război lumii, către Ștefan, beiul de la Moldova. De data aceasta să-mi aduci tu însuți tributul din ultimii 2 ani, așa după cum îl aduce domnul Valahiei, ca să putem avea încredere în prietenia ta. Te povățuim totodată să te desfaci de sfaturile vecinilor tăi, ale papei de la Roma și ale venețienilor, și îți va fi ție bine pe pământ. Altfel, să nu faci, căci mila noastră e adiere de primăvară, dar supărarea volbură a furtunii. Cunoaștem puterea împărăției otomane. Știm că o țară mică poate părea o pradă ușoară pentru oștile preamăritului sultan. Noi însă îl rugăm pe măria sa să ne lase să trăim în tihnă aici, în acest colț de lume, unde neamul nostru românesc a prins rădăcini adânci ca și codii de stejari. Nu suntem datori nimănui și n-am prigonit niciodată pe nimeni! Vrem să trăim în bună înțelegere cu vecinii care ne-a dat Dumnezeu, cât și cu celelalte țări mai depărtate. Bucuroși am fi ca solii și neguțătorii noștri să ajungă și la înalta poartă, așa cum umblă acum pe la curțile principilor creștini. Mie nu-mi plac războaiele. Am luptat însă ori de câte ori neatârnarea și hotarele țării mele au fost amenințate. Iar dacă va fi nevoie,
vom ști să ne apărăm și împotriva oștilor care au cucerit Constantinopolul. De data asta răspunsul meu nu o să-l mai audă, ci o să-l vadă acest Ștefan al Moldovei. Spune-mi, Iusuf, ce se întâmplă în Moldova? Cum îndrăznește acest prințișor neînsemnat să mă înfrunte pe mine cu ceritor Constantinopolului? Prea mărite și prea puternice, stăpâne, fapta lui Ștefan nu poate fi decât o nebunie. Prea slăvite, îngăduie nevrednicului tău rob să spună că Ștefan nu e chiar atât de nebun pe cât pare. Acest cuib de viespi numără mai puține suflete decât oștile pe care premăritul nostru sultan le poate trimite acolo. Numai eu cu achingii mei l-aș putea strivi. Să nu uite viteazul și credinciosul Ali Beg că în cuibul acesta de viespi de la Dunăre s-au ridicat mari capitani de oști. Pe Mircea, pe Țepeș, i-am cunoscut și noi. Da, da. Bătrânul meu dascăl de istorie are dreptate. Să fim cu băgare de seamă. Timpul fiind înaintat, înseamnă să ducem război cu Moldova în plină iarnă. Orice înstitu Ali Beg știe că noi nu ducem războaie în vreme de iarnă. Și totuși, stăpâne, iarna ne poate fi nouă cuprință, căci ne poate așterne pod de gheață peste Dunăre. Grăbindu-ne, îl găsim pe Ștefan nepregătit și îl vom zdrobi cu ușurință. De data asta, Ali Beg a grăit cu înțelepciune. Vom trimite firman lui Soliman Pașa la Scodra să părăsească imediat cetatea. Fiți fără grijă, ne vom întoarce acolo cât mai curând. Se știe dacă domnul Moldovei a primit ajutor din partea Romei și a venețienilor? Până acum a primit numai făgăduieli, preamărite stăpâne. Să nădăjduim că aceste făgăduieli nu se vor îndeplini și că aurul Veneției nu va lua drumul Moldovei. Scrie către binecredinciosul și vrednicul nostru slujitor, Soliman Pașa, conducătorul oștilor otomane, care luptă acum la cetatea Scodra. Îndată ce primești porunca noastră, îți întorci armele cu fața către Dunăre și pornești spre Sofia, cetate unde ți se vor alătura oștile lui Granabeg și Ali Beg. După care pornești spre Moldova și apuci de barbă pe voievodul Gheaur Ștefan și îl aduci la picioarele noastre. Iernatul oștilor nu-l face în altă parte decât în cetatea Camenița a Lehiei. Și în primăvara ce vine, străpuși la unguri și la leși. Aceasta e porunca pe care o vei împlini. Oștile noastre nu luptă iarna. Vom îndeplini întocmai porunca preaslăvitului nostru sultan. Allah să dea viață lungă preaslăvitului nostru sultan. Întreb sfatul dacă încuvințează ridicarea țării ca să ne împotrivim puterii lui Mahomet sultan. Sultanul ne-a cerut plata tributului și a avut îndrăzneala să ne poruncească să închinăm cetățile noastre de la mare. Dacă nu ne vom supune, oștile otomane vor fi în curând la hotarele Moldovei. Înălțate, stăpâne, suntem alături de măria ta cu sufletul și cu brațele noastre. Cetele boierești și steagurile de vitești și de răzăși sunt gata de luptă, măria ta. Eu vreau să ridicăm întreaga țară, unchiule Vlaicu, să lupte alături de noi și țăranii de pe moșiile domnești și boierești și târgoveții. Măria ta, în fața unei oștiri care a cucerit împărăția Bizanțului, nu poate sta decât o altă oaste, bine întocmită, de lefegii. Eu îmi pun nădejdea în popor. Țara-i mai tare decât oștile năimite. Acestea sunt prăștii ca și pulberile. Țara-i statornică știind că-și apără ale sale. Și să n-ai, domnia ta, nicio grijă, jupâne Hudici. Vom face din cei pe care încă nu i-am chemat în slujba țării
oșteni adevărați. Să nu greșim, măria ta. Dând prostimii o putere care s-ar putea întoarce într-o zi împotriva noastră. Să nu le dăm prilejul să o facă. Mai sunt destui printre noi care uită că cei mulți care robotesc sunt sarea pământului. Cândva la un ospăț am făcut râzând o prorocire, spunând că va veni odată vremea când va să schimbe Domnul Dumnezeu oaspeții raiului. Și vor fi acolo numai boieri, iar sărăcimea se va bucura aici, pe pământ, de bunurile vieții. Măria ta, eu zic să nu ridicăm încă gloatele de pe moșiile noastre. Oamenii sunt acum la munca câmpului. Până în primăvară nu avem aneteme. Dar ghingii lui Alibec sunt în coasta noastră, la malul Dunării, la cofe de Toma. Așa este. Așa este. Iubiții mei sfetnici și slujitori cu credință, putem lăsa Moldova fără apărare, fie chiar pentru o clipă, acum când potrivnicul nostru este cuceritorul Constantinopolului? Asta nu se poate, măriata! Atunci, poruncesc să se ridice întreaga țară și hotărăsc ca toți țăranii de pe moșiile domnești și boierești să primească arc, suliță și sabie. Iar când vor veni la chemarea noastră, să nu lipsească nimănui acele arme, căci vor răspunde cu capul. Vărul nostru pârcălabul Duma și vornicul Bode vor alcătui din gloatele de sărani oastea cea mare a țării. Stanciule, s-au alcătuit soliile? Măria ta, vom trimite în lehia pe boier Pascu. Jupune Pascu, să afle Augusta sa strălucire Cazimir Crai, că pierzând noi războiul cu Mahomed, pierde și măria sa cetatea Kamenița. Iar dacă bat oștile otomane Kamenița, rămâne lehia descoperită și înspre tătarii de la Volga. Am înțeles, măria ta. Iar la Mateaș Crai vom trimite pe spătarul nostru Mihău. Acestui domn preavestit și viteaz al Ungariei îi cerem să ne sprijine ca unul care a făcut legământ de moarte pentru legea lui Hristos. Drept este că, sprijinind oastea Moldovei, Craiul Matiaș își apără însăși țara. Vom trimite cărți măriilor lor Vlasii Mogor, voivod al Ardealului, și Ștefan Batori, comite al secuilor. Prea bine. Să fie înștiințați și neguțătorii din Brașov să-i lase pe oamenii noștri să vie în grabă cu armele cerute ca să le putem avea la timp împotriva păgânilor. Vom face întocmai, măria ta. Iar cu vorbe potrivite, va pleca la Veneția și la Sfântul Părinte al Romei, vistiernicul Cristea Șder. Prea bine, măria ta. Să rugăm pe boierul Ion Samblac, unchiul măriei tale, să ne scrie această carte în latinește. Bine. Să afle domnii și crai că sprijinul pe care îl cerem este în folosul tuturor, nu numai al nostru. Eu lesne m-aș putea înțelege cu sultanul ca să-mi fie mie bine, dar eu sunt oștean credincios al acestui pământ românesc, iar războiul ce pregătesc este un război pentru suflet. Și să mai afle domnii și crai că mai presus de tihna noastră stă datoria sfântă să apărăm ființa și neatârnarea popoarelor pe care le cârmuim. Să nu uitați, boierul dumneavoastră, că apoi mâine joi să poftiți la cumetria fetei noastre, Agrăița. Venim, venim, cum sunt? Văd între feciorii comisului Manole și pe cuviosul Nicodim. Chematul aici pe el, jupâne Stanciu. L-am chemat, stăpâne. Ne mai fac trebuință 200 de steaguri pentru oastea cea mare.
din acele din care s-au mai lucrat în atelierile cuviosului Nicodim la Mănăstirea Neamțu. Rog pe luminăția ta să nu uite că am fost cândva Nicoară Jder și că am purtat cu vrednicie spada în războaiele Măriei tale. Iar acum, cuvioasă Nicodime, porți cu vrednicie pana, tot în slujba domniei mele. Spune-mi, părintei Romonah, când isprăvește traevanghelul pe care l-am hărăzit mănăstirii de la Humor? Se scrie a nevoie, Maria ta, pentru că îi facem și înflorituri prin prejur. Știți, credem, nădăjduim că la începutul iernii o să-l înfățișăm Mării tale. Bine. Multe necazuri am avut și mai avem încă pentru uneltirile care s-au săvârșit în lehia de către unii boieri pribegi. Poftim ca uneltirile să steie, iar pribegii să se întoarcă în baștina lor. Noi am trimis de 3 ori carte de iertare logofătului Mihu și Agapiei Ciornohot, vărul său, dar ei nu s-au supus. Iar acum avem știri de la jupân Damian că boier Mihu uneltește iar. De data asta cu iscoadele lui Mahomet Sultan, Maria ta. Acum iertăm pentru a 4-a oară și poftim să vină iar. A venit vremea să tai de pe catastiful meu și aceste 2 nume. Domnia ta, ce crezi, cinstite comise? Eu îl cunosc pe logofătul Mihu ca boier trufaș și îndărătic, Maria ta. Nu cred că are să se întoarcă. Totuși, am pregătit o scrisoare de iertare către jupân Mihu. Va pleca cu ea în lehia postelnicul Simeon și fratele său Damian Jder. Am înțeles, Maria ta. Am înțeles. Iar domnia ta, comise Manole, să trimiți armăsarii domnești în tabăra de la Vaslui, unde și noi vom fi în curând. Bună ziua și bine v-am găsit. Să vă trăiască. Să fie sănătos. Și să aibă noroc în viață. Tare-i frumușel, micuțul. Copila aceea care stătea aici cu ochii plecați ca o sfântă mironosiță. Aceea e jupânița lui Iațco Hudici. Asta e, ai dreptate, jupâneasă Marghita. Aproape să nu o cunosc. S-a împuținat și s-a făcut mai urâtă. Ia ca așa, cum e ca o ață, cu părul ca de cânepă și cu obrazul strofit. Dar tot se uită la ea ca la un odor de mare preț. Pentru câtă avere are jupâni Iațco? Jupâne Iațco, până la urmă am vrea să știm și noi care-i pricina de nu ți-i plăcută înfățișarea fiului nostru, jitnicierul Niculaeș. M-am place înfățișarea jitnicierului Niculaeș. E băiat frumos și falnic, precum se vede. Iar noi o fată avem și ei vom lăsa toate câte agonisim, precum se știe. Dar nu ne grăbim să o mărităm. Știți care sunt grijile noastre acum. Îngăduie, cinstite, mare logofăt Toma, să amânăm pe altă dată acest sfat. De ce taci, postelnice Simeon? N-ai venit anume ca să mă vezi?
Jupâniță Marușca, eu nu mai am vorbe. Pe mine m-a luat un val și mă duce. Nu știu ce o să se întâmple. Eu știu, postelnice Simion. Am aflat că Maria s-a retrimit în lehia cu treburi, că ce are nădejde în iscusința domniei tale. Ai să te întorci și Maria să va fi așa de mulțumit că o să-ți dea dezlegare ca să mă cer tatei. Eu i-am și spus mamei toate câte s-au petrecut între noi. Jupâniță Marușca, vreau să-mi dai un răspuns la toate vorbele pe care ți le-am spus într-atâtea rânduri. Care vorbe, Nicule, ești jitnicer, nu mi-aduc aminte. Jupâniță Marușca, de ce mă pedepsești? Știi că mi-ești dragă. Știu. Tata zice că nu trebuie să te cred. De ce vorbești așa ca să-mi rupi inima? Vrei să-mi răpun viața? Nu. La ce ar folosi? Să fie adevărat ce spun mătușele mele că ți-e drag altcineva? N-am spus nimănui taina asta. Și îndrăznesc să mi-o spui mie acum? Ravurile rele încă n-au contenit în țara Moldovei. Măria ta, după legea cea nouă, răpirea unei jupânițe se plătește cu moartea. Vinovatul să-și primească o sânda. Despre cine vorbești, domnia ta? Despre jitnicerul Nicolaeș Albu. S-a aflat că nebunul o duce pe jupânița răpită în lehia, de bună seamă la unchiul său, logofătul Mihu. Poruncesc ca ticălosul să fie fără zăbavă prins și judecat. Pe postelnicul Simion trebuie să-l trimiteți, Maria ta. De ce? Avem noi cunoștințe că postelnicul așteaptă să fie trimis numai decât. Îți poruncesc, postelnice. Când ai să te duci în lehia, s-o cauți și pe copila jupânesei Anca. Dar să lepezi aici, în clipă, arșița și nebunia. Căci viața domniei tale ne face nouă trebuință. Văzând această carte a domniei mele, domnia ta să vii la noi fără teamă, deoarece te-am iertat. Și toată mânia asupra ta am lepădat-o din inima noastră. Și vrem să te ținem în cinste deopotrivă cu toți boierii noștri de frunte. Dar zău așa, jupâne Damian, ia o pocală de vin cu noi. Și apoi să știi, domnia ta, că noi eram hotărâți să ne întoarcem în țara Moldovei și fără această carte de iertare. Nu-i așa, Gapie?
Agapie. Așa, așa. Dar tu nu i-ai închipzuit că poate n-ar fi bine să ne întoarcem acum, ci mai încolo, în iarnă, după bobotează. Nu-i așa, Agapie? Așa-i, așa-i. Dar văd pe fața domniei tale altă mirare. Ce să facem dacă așa am fost sfătuiți de prietenii noștri de la curtea lui Mahomet Sultan? Dar ce credeai tu, slugă netremnică, că eu m-aș putea încrede în vorbele stăpânului tău? Au, ce minte are el de-și prăpădește hârtia și cerneala? Crede Mișelul că voi avea aceea soartă ca mării sale Petru Aron? Luând capul lui Petru Aron, măria sa Ștefan a făcut dreptate. Ce-i din casa mea, nemernicule? Băieri dumneavoastră, eu atât am vrut a vă spune. Să știi, meștere Han, că atâta vreme cât Ștefan Vodă se află la Suceava, nu le putem scoate din Moldova pe doamnele lui Radu Vodă. De aici, din Lehia, le duc eu mai departe. Asta e treabă ușoară. De la Suceava însă nu iese nici pasărea măiastră fără știrea lui Vodă, decât cu pozna pe care a săvârșit-o Nicolae Șan. Da, hai răbdare. Am aflat însă tot de la acest nepot cum că Vodă va să plece nu peste multă vreme în tabăr la Vasului. Atunci paza cetății e mai slabă. Cred că putem îndeplini dorința stăpânului tău. Dar o înștiințare se poate trimite acest o doamne? Da, asta se poate. Am să le scriu chiar eu de la Liov. Plec chiar acum. Vă aștept acolo. Vai de mine, jucurile. Tare mă mai obose drumul ăsta. Și mă dor încheieturile, tare mai mă dor. A fost un frig. Vai de mine și de mine. Uf. Vai, dragă jupăniță, de ce nu te domolești când îl vezi cum se mistuie de dragoste? Care femeie poate sta multă vreme nesimțitoare? Mașă nebună, nu cuteza să-mi vorbești astfel. Află că mie mi-e drag altcineva. Vai, draga mea jupâniță, de ce nu mi-ai spus de la început asta? Dacă ți-i drag altcineva, înseamnă că zadarnic se străduiește. Așa că trebuie să fii cu minte și mai ales vicleană. Dumnealui socotește că-i sunt slugă, dar are să afle cine-i moașa Irina. Lăsați-l. Dați-i sabia. Ai să dai seama în fața judecătorilor craiului pentru fapta pe care vrei să o săvârșești. Să încerci să te aperi! Postelnice Simeone, nu mă omor. Sunt încă tânăr. Șitnicere Niculeș, domnia ta nu te afle acum sub puterea mea, ci sub hotărârea măriei sale, Ștefan Vodă.
Domniile voastre sunteți. Dumnezeu binevoiește să vă aducă la județul meu, aici, pe pământ, în această viață, pentru greșeli ce nu putem ierta. Domnia ta, jupâne Agapie, l-ai dus la pieire pe părintele nostru Bogdan Vodă. Împreună cu Mihul Ogofăt, dușmanul nostru, ai uneltit vreme de 21 de ani împotriva noastră. Ai nesocotit cărțile noastre de iertare și te-ai purtat mai departe ca un dușman al nostru și al țării. Socoate careva dintre domniile voastre altfel? Să se facă rânduielile de cuvință acestui boier. Trupul său să fie îngropat cu cinste în biserica unde este ctitor, iar neamurile domniei sale să se înfățișeze la mila noastră. Iar pe acest boier tânăr, care și-a pierdut de mult capul pentru o fată, îl închideți în cetate și-i dați drumul numai când va voi să piară pentru Moldova. Dragul tati fecioraș. Aș dori să mi-au rămas bun de la Bogdan și Ilieș. Cred că domnița Elena și Maria sa Petru sunt prea bucuroși de plecarea dascărului lor de Irinește în tabăra de la Vaslui. Să mergem, doamnă. Ne vei lipsi mult, stăpâne. O să ne rugăm zi și noapte pentru sănătatea și pentru izbânda Măriei tale. Să nu uiți, Maria ta, că prin însoțirea cu nepoata noastră ești unul dintre principii cu drepturi asupra împărăției Bizanțului. Curtea e gata de plecare. Nu-l așteaptă decât pe stăpânul său. Da. Măria ta, doamnele lui Radu Vodă, roagă să fie primite. Să aștepte în spătăria mică. Soțul meu făgăduise să îndepărteze de la curte pe cele două muntence. Vor pleca în curând. Până atunci, ele fiind și rudele noastre, te rugăm, doamnă, să le iei sub ocrotirea domniei tale. Ce doresc măriile voastre acum în ceasul plecării mele? Măria ta, acum noi te rugăm să ne trimiți într-un loc tainic și bine păzit. De ce? Ce s-a întâmplat? Prietenii lui Radu vor să ne scoată din Moldova îndată după plecarea măriei tale. Scrisoarea este trimisă de logofătul Mihu. Eu nu vreau să mai stau alături de Radu Vodă, sluga lui Mahomed. Știi bine, măria ta, că viața mea a fost o lungă suferință.
Nu vreau ca această copilă în vinele căreia curge și sângele lui Vlad Țepeș să cunoască umilința. Eu știu că nu mai am unde trăit. Doresc să rămân aici, în țara noastră. Se vede că așa-i blestemat neamul românesc. Să nu poate trăi departe de glia unde s-a născut. Veți merge într-un loc ferit. Dar nu ca ostatice, ci ca bune prietenele noastre. Jupâneasa Candachia vă va însoți la mănăstirea Pângăraț. Prea ușoară, măria ta. Parcă e o pană. Dar cu ce ai vrea să rupți? A, păi cu măciuca, măria ta. Eu șoban de rară v-am adus-o cu mine. Dar din lor mi-a dat paiul ăsta. Ia de măciuca, să văd și eu. Măria ta, cu gheaga asta, dintr-o pălitură ucid un urs. Pun la pământ trei oșteni cu săbile. Băi, câțiva oșteni. Ia să te văd. Ia-i, mă. Alege 50 de flăcăi voinici și alcătuiește cu ei o ceată de măciucari. Să le dai gheagii ghintuite, iar căpetenia lor să fie ciobanul nostru de la Rarău. Am înțeles, Maria. Vedem dacă știi să te și aperi. O sabie. Apără-te. Are dreptate, tot atacul e cea mai bună apărare. Stați!
Bahomet are tunuri mult mai mari decât acestea. Sunt trase de câte 60 de bivol fiecare. Asemenea arme grele nu pot fi purtate pe drumurile vasluiului. Și totuși se spune că sultanul a găsit un mijloc să le ducă acolo unde poftește. Au făcut bună treabă acești doi feciori ai domniei tale. Poate doresc să știi, comise Manole, care ar putea să fie răsplata unor asemenea slujitori ai noștri? Răsplățele mării tale nu pot fi decât bune. Eu îl vreau pe postelicul Simion. Păi, cred că n-am încotro. Trebuie să-mi schimb hotărârile mai vechi în privința jupâniței Marușca. Socot, comise Manole, că această jupâniță e în stare să bată din picior în fața mea, dacă nu îl dau de soț pe acel care și-l dorește. Maria ta, sunt prea mulțumit de lucrarea cu vioșii tale, părinte Nicodim. Lipsește numai inscripția cărții. Scrie. Evlaviosul și de Hristos, iubitorul domn, Io Ștefan Voievod, domn al țării Moldovei, am pus să se scrie acest tetraevanghel cu mâna ieromonahului Nicodim și l-am dat mănăstirii de la Humor spre pomenirea sufletului meu, al părinților mei și al copiilor mei. Egumen fiind popa Gherondie și s-a sfârșit în luna septembrie, în 17, la anul 6982. Cuvioase, Nicodim, pregătește-te pentru sfințirea steagurilor. Iartă-mă, măria ta, dar eu nu mai pot face o asemenea slujbă. Dă-mi, Doamne, un steag și trimite-mă cu el în luptă. Te-ai gândit bine? Slăvite, Doamne! Aș păcătui față de Dumnezeu și față de oameni dacă aș mai purta o haină pentru care nu mai am chemare. Atunci, facă-se voia ta. Primește dezlegare de la starețul cu vioșiei tale și înfățișează-te la porunca noastră. Pentru vremurile care vin, sabia lui Nicoară Jder este mai cuprinsă decât Ana. Să trăiești, Maria. Am adus soria. Consilierul Guido Solari, trimisul senatului venețian. Umilitul Geronimo de la Rovere, trimisul sanctității sale, Papa Sixt al IV-lea. Siete benvenuti, signori, alla nostra corte e nel paese dei miei genitori. Opriți puștile! Îngăduiți ca tunurile să nu tragă. Mai potrivite să păstrăm pulberea pentru alt scop. Cinstiți oaspeți, mulțumesc Sfântului Părinte Sixt al Romei și Senatului Venețian, care v-au trimis în țara străbunilor noștri și ai domniilor voastre. Bine ar fi ca pe lângă ajutorul lui Dumnezeu să avem și sprijinul fraților noștri creștini, acum în ajunul războiului nostru cu Mahomed. Sfântul nostru părinte și stăpân, Papa Sixt al IV-lea, luptător aprig împotriva păgânilor, binecuvântează armatele creștine ale înălțimii voastre și promite cât de curând ajutor în oști și bani. Același ajutor în bani îl promite luminăției tale și senatul Veneției. Cinstiți soli, să știe stăpânii domnilor voastre că dacă acest ajutor nu va veni la timp, din două lucruri, unul se va întâmpla de bună seamă.
Ori această țară va pieri, ori voi fi silit de nevoie să mă supun păgânilor. Lucrul acesta însă nu-l voi face niciodată, vrând mai bine 100.000 de morți decât înrobirea țării. Și sunt mulți pârcălabi mârzani. Câtă frunză și iarbă, stăpâne. Să nu vă temeți prea tare, domniile voastre, de numărul cel mare al păgânilor. Să nu uitați că o asemenea oaste mare se mișcă greu pe drumuri cale noastre și au nevoie de mulți de hrană pentru oameni și animale. Izbânda va fi a noastră dacă vom ști cum să-i hărțuim tot timpul și să-i înfometăm. Poruncește, Maria ta. Să pustim totul. Să ardem satele de-a lungul drumului pe unde vor trece. Să poruncim oamenilor să se tragă sus la munte. Să nu găsească decât fum și cenușe în calea lor. Așa de puțin cu mine că nu știu ce să fac mai întâi. Să mă bucur că ați venit sau să mă întristez că plecați iar. Nu știu. Dar n-am mai luat odată rămas bun, jupânea Silisaftă. N-avem timp să stăm. Iar cu plăcinte? Dar mai rămâi, jupânea Silisaftă, te tângui. N-au dat încă turcii. Băieți aceștia sărăcuții fost au zămisliți pe semnele în zbucium și zon. Încălicarea! Pe cai!
Oare nu sunt în zadar toate jertfele bieților noștri pământeni? Așa cum se ridică la soare holdele culcate de grindeni, tot așa se vor ridica la viață și așezările fraților noștri. Cer îngăduința măriei tale de a lupta alături de oștile credinței. Îți mulțumesc, cavalere, pentru hotărârea domniei tale. Asta înseamnă că Veneția ne-a dat sprijin cu sabia în acest război cu necredincioșii. Cumnate Șendrea, să trecem acum la munca noastră. Domnia ta, ai să rămâi aici, în calea lui Soliman Pașa, cu 3000 de călăreți. Să-l hărțuiești neîncetat pe dușman, să-l slăbești, să-l întârzii și totodată să cauți să-l împingi spre vasul lui. Voi face întocmai, Maria ta. Să nimiciți cetele de otomani plecate după hrană și pradă. Să loviți zi și noapte carele lor cu merinde. Îndată ce Soliman Pașa va trece Siretul, să fim înștiințați. Am înțeles, Maria ta. Și dacă Soliman nu se lasă dus spre vasul lui, Maria ta? Atunci zadarnică truda noastră și a vieților oameni. Eu cred că totuși Soliman va fi nevoit să vină unde vrem noi. Căci îi lăsăm întregi satele de dincolo de Siret, către Brlat și Vaslui. Măriata, păgânii nu trec Siretul. Se îndreaptă spre Roman. Asta nu e bine. Gândul meu era să-l atrag pe Soliman în locurile astea strâmte și mlăștinoase de la vasul lui. Numai așa poate fi înfrânt o asemenea oaste de 120.000 de oameni. De la vasul lui am putea totuși lovi pe dușmani în coastă. La Bacău sau la Roman? În acele locuri deschise, Soliman cu greu poate fi biruit. Stăpâne, i-am urmărit până dincolo de Siret. Pe drumul vasului lui casele sunt întregi. Ștefan n-a avut vreme să le dea foc. Acolo am găsit hrană destulă pentru oameni și o vez pentru cai. Despre Ștefan ce ai aflat? Ștefan s-a ascuns la vasului cu oștile sale. Acolo trebuie să lovim. Nu. Să nu ni se întindă o capcană. Poate ar fi mai bine să mergem tot înainte către Roman și Suceava. Dacă luăm cetățile Moldovei, Ștefan rămâne fără apărare. Dar cu hrana oamenilor și a animalelor, ce facem? După cele văzute de mine, numai în drumul vasului putem găsi de toate. Iar de la vaslui ușor ne putem abate la Roman. De acolo, împreună cu Granabeg, cădem asupra Sucevei. Allah să ne călăuzească pașii pe drumul biruinței. Mergem asupra vaslui lui. Numai azapii lui Granabeg continuă drumul către Roman. Maria ta, păgânii se pregătesc să treacă apa Siretului. Vin spre vasul lui. Doar azapii lui Granabeg merg spre Roma să păzească o latură a oștirii otomane. Pârcălabe Șendrea, să-i hărțuiești într-una pe păgân până dincolo de Brlad. Iar noi să ne pregătim să-l întâmpinăm cum se cuvine pe Soliman Pașa Beglerbegul Rumeliei. Thank you.
mâine. La Beșendre, la porunca mea să fie aici, la tunuri. Înțeles, Maria. Aici o să-l așteptăm pe Soliman Pașa. Să știți cu toții, aici, în aceste văi, se hotărăște soarta Moldovei. Mahomed nu vrea numai tributul nostru. Dacă pierdem această bătălie, pierdem și neatârnarea țării și ființa acestui popor pentru multe veacuri. Mai bine murim cu toții, Maria ta. Izbânda va fi a noastră, stăpâne. Maria ta, poruncește ce avem de făcut. În astfel de locuri, oastea mare a otomanilor nu se poate desfășura în voie. În schimb, noi o să remișcăm după plac. Porunca mea este ca dușmanul ținut în loc și slăit la podul peste Lipovăț și la Rediu să fie silit să ne lovească într-o latură. Atunci grosul oștirii noastre îl va izbi și în coastă și în spate. Spătare Mihău. Da, Maria ta. Dincolo de șanț, în dreapta, așez cei 5.000 de secui. În mijloc și spre stânga, cetere de voinici și o parte din țăranii lui Bode. În rândul al doilea, vor fi steagurile domniei tale, sulițașii, ghiogarii lui Duma și cei 1.800 de oșteni trimiși de Matiaș Crai. Am înțeles, Maria ta. Iar domniile voastre, împreună cu oștile de țărani, vă veți ascunde în pădurea de pe culmea Mirenilor. Iar acolo, pe dealul Muntenilor, voi sta eu cu răzeșii și curtenii mei, împreună cu lăncirii hatmanului Buceaschi. Bârcălabul Hărman, să așeze cele 20 de tunuri de o parte și de alta văi ca să poată lovi podul. Câte lovituri poate trage? Câte 7 lovituri de tun, Maria ta. Tunurile vor deschide lupta. Prea bine, Maria ta. Cetatea Vasluiului va simți puterea acestor tunuri. Iar țăranii lui Ștefan, ascuțișul iataganilor noastre. După ce vom cuceri Vasluiul și vom nimici oștile lui Ștefan, țara va fi prada noastră a chingilor, nu-i așa, stăpâne? Ca de obicei, Alibek. Să nu uităm că a 10-a parte din pradă o datorăm preamăritului nostru sultan. Bârcălabul Mărza a adus vestea cea bună. Oasta otomană a trecut siretul și vine încoace mânată de călăreții lui Șendre. Allah s-a milostivit să ne prefacă iarna într-o primăvară blândă. Ca la noi, în Anatolia. Allah fie binecuvântat. Toți ostașii sunt bucuroși. Acum suntem cu toții încredințați că o să putem ierna în Lehia, la Kamenița. Mâine îl vom zdrobi pe Ștefan și oastea Moldovei. Iar popasul de seară îl vom face în sălașul zimbrului de la Vaslui.
Pe asemenea ceață, fără glasul trâmbiții, n-am fi nimerit aici. Din pricina negurii s-ar putea ca păgânii să stea pe loc sau să pornească pe alt drum. Tocmai de aceea v-am chemat. Trebuie să facem din negura de afară încă un prieten al nostru. Pe asemenea vreme, trebuie să-i atragem pe otomani cu orice preț din coace de pod. Parcă a spus careva că fără glasul trâmbiței n-ar fi nimerit la cort. Ce-ar fi ca odată cu tunurile să sune din fundul luncii și trâmbițele oastei? Și buciumele și darabanele. Dușmanul o să creadă că noi suntem acolo și o să dea navală. Atunci noi cu glasul oastei o să-l lovim pe Soliman în coastă. Iar trâmbițașii se vor retrage fără grijă dincolo de pod. Soliman o să cadă în capcană, măria ta. Spune-mi, comise Manole, n-ai putea îndeplini domnia ta această slujbă? Adică să iei conducerea trâmbițașilor și să te strecor prin râpă până la pod. Pentru ani în care mă aflu, trebuie să mă mulțumesc și cu o slujbă mai ușoară, măria ta. Îți mulțumesc, comise. Atunci, apropiați-vă. Schimbăm planul nostru de luptă. Tunurile nu vor deschide de astă dată bătălia. Vom porunci ca ele să tragă numai după ce grosul oștirii otomane va trece dincolo de pod. Atunci, din spatele păgânilor, vor da glas și darabanele și trâmbițele comisului Manole. Păgânii, crezând că lupta abia începe, se vor întoarce spre pod și spre mlaștină. Când se vor îmbulzi, vom da naval asupra lor cu oastea cea mare din dealul Mirenilor. Stăpâne, am dat poruncă inicierilor să oprească. Înaintarea noastră poate fi cu primejdie pe asemenea ceață. Care ne poate fi și de folos, Piribeg. Ce spune viteazul Hasan Beg? Adevărat, grei, stăpâne. Numai pe o negură ca asta, spahii mei o să poată pătrunde mijlocul gheaurilor fără a putea fi văzuți. Prea înălțate, oștenii mei ved în această pâclă un semn și o ocrotire de la Allah. Pornim mai departe! Spahii să meargă în față cu mare grijă! Ilerii! Thank you.
Doamne, să nu te temi. Noi vom sta astăzi cu credință alături de tine. Capitanii noștri, Simeon, Nicoară și Damian, să-i mai țină în loc un timp pe băgâni și să pornească săranii lui Gode! Și să pornesc odată cu noi și oastea cea mare! Foc! Bateți! Mai tare! Măria ta, lasă-ne pe noi în frunte la primejdie. Oșteni ca noi se mai găsesc. Voivod ca măria ta nu se mai află, doamne. Acum nu e în primejdie viața voivodului, ci viața întregii țări! Stefan, ne-am întins o capcană, ne izbește dinspre pod! Ia urmă, vezi, dinspre pod! Întoarce strânturile către ei! Se lovească și Niceri și Spachii! Înapoi! Spre tot! Thank you.
Cum te cheamă, viteazule? Ion. Vreau să te răsplătesc pe tine și pe ai tăi. Ion, Marieta. Și mai cum? Ion. Thank you.
Astfel, Ștefan cel Mare a înscris una dintre cele mai mari zvânze ale veacului împotriva otomanilor. Către amiază, oastea otomană e aproape nimicită. Urmăriți de călăreții moldoveni, Soliman Pașa, Ali Beg și restul din armata de 120.000 de oameni caută scăpare către vadul de la Oblucița la Dunăre sau către Bârlad și Siret, de unde au venit. Prealuminate, nevrednicul tău rob. Așteaptă pedeapsa ce îi se cuvine. Dar să știi, stăpâne, că nu port numai eu vina înfrângerii. Știu asta. Tu! N-ai de spus nimic? Dar e sfetnic împărăției pentru treburile de la Dunăre. Îndurare pe milostive! Cline! Numai tu ești vinovat. Tu ne-ai trimis oștile la pieire. Și mai ceri îndurare? Și tu, Soliman Pașa, ești vinovat. Luați-l! Să nu mai intre nimeni. Unde-i muța? În casă. Nepotul nostru, maică s-a plecat în deal, Marușca, la casele cele noi. Ai, uite-te mai bine la el. Are să fie vrednic bărbat ca și bunicul său. Ce are să-l chemi Manoluță? Luța, dragă, comisul Manole nu mai este. Luța. Alaltă dimineață. Și odată cu el au pierit și frații noștri. Pădița Nicoare și pădița Simion. Muță. Nana Chine. S-au prăpădit ai noștri. Chemați-vă numai decât pe jupâneasa, Marușca. Nu, tu să nu plângi. Mai. Mânzule. Mânzule, să nu plângi.
Oșteni! Pentru vrednicia dovedită pe câmpul de bătălie, eu, Ștefan Voivod, vă înalț pe voi în rândurile vitejilor Moldovei! Vă mulțumesc, vitejii mei! Aici, la Vaslui, s-au întors în pământul țării pe care l-au iubit și a apărat mii de luptători, iubiți ai noștri supuși, prieteni, frați, soți și feciori, alături de străbunilor, de moșii și strămoșii noștri, vor sta de pururi la temelia acestei țări. Când răsare soarele, avem să ne aducem aminte de ei și avem să-i jălim de asemenea când soarele asfințește. Jertfa lor sfântă și vitejia voastră a tuturor au arătat lumii întregi că nicio țară, oricât de mică, nu poate.